Dacă lucrurile funcționau după cum le văd eu și cei care se pricep la acest sport, diferența între noi și ei trebuia să fie undeva la 5-6 goluri în prima repriză. Dar când ai suport, da, mă refer la cei doi oameni care au arbitrat astăzi, pentru că, vedeți dumneavoastră, e o presiune constantă, lipsită de orice formă de respect. Mie spuneau să fiu respectuos, dânsii mă tratau exact așa. Pentru că nu e aceeași unitate de măsură în deciziile pe care le iau. Și handbalul e un sport al dracu de frumos, dar în același timp interpretabil după cum își dorește fiecare. Și clar, presiunea pusă, fără nici fel de repercusiuni din partea federației față de cei care menționează tot felul de situații, duce la astfel de situații. Da? Pentru că oamenii se feresc să fluiere ceea ce văd. Și ei fluieră în funcție de cum sunt certați sau nu. Da, acum e rândul meu să povestesc. Etapa trecută a fost rândul celor de la Buzău și de la Suceava. Ideea e că ne dorim un campionat în care să câștige cei care sunt cu adevărat cei mai buni. Clar, Dinamo, dar după aceea ierarhia poate fi influențată de oamenii care teoretic ar trebui să fie imparțial. Suceava v-a surprins cu ceva astăzi? Cu diferența de scor. Da, pentru că au jucat bine și au văzut constant de jocul lor, au băgat mingea în poartă de fiecare dată când au avut ocazia, au avut publicul de partea lor, o atmosferă foarte frumoasă și datorită prezenței oamenilor de la Bacău. A fost o rivalitate frumoasă, dar păcat că uneori, în loc să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, ne uităm la ceea ce fluieră arbitrii, cu toate că nu e drept nici pentru ei, dar ei intră în jocul ăsta și nu-i înțeleg. Dar asta. Bună seara, în sfârșit zâmbesc când aveți microfonul în fața mea. Probabil presiunea rezultatului și-a spus cuvântul în prima repriză. Am fost un pic poate timorați. Am făcut destul de multe greșeli, mai ales în apărare. Cred că acolo s-a făcut diferența în partea a doua a jocului. Am crescut nivelul în apărare, am luat mult mai multe mingi și ne-am putut declanșa faza a doua și contraatacuri care au fost decisive în meciul de astăzi. Probabil presiunea, v-am zis, cu toții ne doream cele trei puncte, băieții au simțit după înfrângerea de la Focșani cât de... i-am simțit pe băieți cât de frustrați au fost după încă o înfrângere la un gol pe final și toate aceste frustrări adunate s-au văzut în săptămâna premergătoare meciului și probabil de asta au fost mai timorați în prima repriză, dar asta e Suceava. Cea din repriza a doua. Nu vreau să comentez arbitrajul, nici după meciul trecut din etapa trecută nu am comentat, au apărut ceva filmulețe în presă, noi nu am comentat. Sunt comisii care trebuie să-și facă treaba, ei analizează, este observator care trebuie să scrie în raportul jocului ceea ce a văzut exact. Eu pot fi subiectiv și pot spune că au fluierat pentru unii sau pentru alții. Nu știu, așa la cald e greu să vorbești și să spui că arbitrii au fost părtinitori. Nu vreau, eu comentez doar jocul echipei mele și îi felicit pe băieți pentru munca depusă astăzi și pentru că cele trei puncte au rămas la Suceava. Sunt acasă și joc din toată inima. Atât cât mă ține sănătatea, joc din tot sufletul. Că fac bine, că fac rău, ceea ce îmi propun în teren. Este din suflet tot ce fac și chiar pun toată ființa mea în teren. Norocul meu al echipei este că îmi iese și atunci aduc un aport mult mai mare echipei. Dacă nu mi-ar ieși, eu același om aș fi ca atitudine, ca implicare, însă cu siguranță nu mi-aș asuma așa de multe când știu că nu prea sunt într-o zi bună. În ultima perioadă sunt într-o formă bună și în cazul ăsta și eu la rândul meu mi-asum mai multe pentru că e păcat ca jucătorii care sunt în formă să nu își asume mai mult. Așa văd eu handball-ul. Când ești în formă, îți asumi, când nu, joci mai mult pentru colegi. Am început destul de ezitant. Am avut un deficit de minus 4 goluri la jumătatea primei reprize. Părea că intrăm în degringolat, așa. Te așteptai să se termine la așa o diferență meciul ăsta, la 10 goluri? Nu, mă așteptam să câștigăm. Eram destul de încrezător în capacitatea noastră de a reveni, pentru că așa cum în multe meciuri am picat, la fel, în foarte multe meciuri am dovedit că putem reveni și suntem o echipă fluctuantă. Marele câștig pentru ziua de astăzi este că din momentul în care am început să revenim, n-am mai picat deloc și asta a făcut ca diferența să fie aceasta. De obicei, mai picam și se termina undeva mai strâns scorul. Acum, spre șansa noastră, ei au cedat lupta. Mie așa mi s-a părut că au cedat lupta și ne-au făcut meciul nou mai ușor. Însă,
noi suntem, nu suntem în cel mai bun moment psihic, ca formă sportivă, ca lot, pentru că avem mulți accidentați și am început destul de ezitanți, destul de neîngrezători și pe parcurs am început să luăm pulsul adversarului și să vedem că dacă ne creștem nivelul, putem să câștigăm, ceea ce am și făcut. Printre singurele, dacă nu chiar singurul meci din campionat în care începem în trombă repriza a doua. Tot timpul începutul repriza a doua a fost un moment al jocului care ne-a tras în jos și în care am pierdut ritmul jocului. Dar astăzi, faptul că în prima repriză am luat atât de multe goluri ne-a făcut să ne mobilizăm mult mai bine în apărare și acolo zic eu că am început foarte bine repriza a doua. În atac am mers în același ritm ca în prima, dar apărarea a fost la alt nivel, l-am ajutat și pe Darius să-și facă treaba mult mai bine, să fie mult mai inspirat, să-și aleagă mai bine deciziile în poartă, pentru că prima repriză e ușor să spui că el n-a apărat nimic, dar nici noi nu l-am ajutat. A avut doar situații în care avea toată poarta de apărat și nu știa unde să se ducă. Așa, când am început și noi să punem mâna, să-i forțăm să dea doar pe anumite zone, că sunt lucruri care țin de tactică colectivă, când i-am obligat să joace doar pe anumite zone, să arunce doar în anumite locuri ale porții, el și-a făcut treaba cu vârf și îndesat și colaborarea asta sper să ne țină și să-i creștem nivelul, pentru că am fost deficitar sezonul ăsta. Nu sunt genul să fac declarații de alea, că nu vorbesc arbitrajul, că îmi văd doar de jocul meu. Nu. Îmi asum ce spune despre arbitraj, dar acum la cald mi-e greu să evaluez cum a fost arbitraj, pentru că, de exemplu, la meciul de la Focșani, unde toată România a văzut că a fost un arbitraj care ne-a ciupit, ca să fiu cu bun simț. Eu, la finalul jocului, le-am spus și colegilor că nu putem să dăm vina pe arbitraj, nu avem de ce să ne luăm de arbitri în condițiile în care noi am avut meci în mână și l-am pierdut. Chiar am simțit atunci, la finalul meciului, că nu a fost arbitrajul cel care a influențat rezultatul final. Ulterior, văzând la rece meciul, mi-am schimbat părerea. Dar așa am simțit atunci și la final. Astăzi, la fel, dacă aș vedea la rece meciul, pot să fac o evaluare mai cinstită. Dar acum nu mi s-a părut. Adică în condițiile în care i-au cedat lupta destul de repede, la 3-4 goluri, mie mi s-a părut că i-au cedat. La 3-4 goluri trebuie să lupți, indiferent că ai arbitraj bun, că ai arbitraj rău. Și dacă cedezi, eu sincer cred că atunci nu mai poți să comentezi arbitraj.